Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest videoclip vom testa mâncare coreană. Am aici o plasă plină de dulciuri coreene și chestii snacks-uri. Știu că am lipsit destul de mult timp de pe YouTube, de vreo 2 săptămâni. Cred, n-am mai postat niciun videoclip. Îmi pare foarte, foarte rău, dar am fost ocupat cu facultatea și mai ales cu balul bobocilor de la facultatea mea. Am ieșit mister! Nu contează chestia asta, dar a fost o experiență super, super tare și cei care sunteți clasa noua, boboci, sau cei care sunteți anul întâi și încă nu s-ați ținut balul bobocilor și încă nu ați fost la preselecții și să-i simt preselecțiile, mergeți și înscrieți-vă că este o experiență super, super tare de neuitat. Trebuie să mai trag și aer. Și vă rog să-mi dați un follow pe Instagram, aroncianux. Da, mi-am schimbat username-ul de la Instagram pentru că nu-mi plăcea punctul ăla, efectiv nu-mi plăcea punctul ăla dintre ceanu.zeng. Deci era foarte nașpa, nu-și avea locul punctul ăla acolo. Ok, haideți să începem. Am aici o plasă plină de dulciuri, după cum am mai zis și la începutul videoclipului. Și aici avem partea și mai interesantă. Prietenele mele care gătesc mâncare coreană, adică ea mai mult, Bianca. Ce? Ce-i asta? Kimchi. Hai, dar miroase super urât. Asta e chestia? Miroase foarte nașpa, mă rog. Și ăsta presupun că e un sos de... Soi. Care curge. Care curge, care a curs. E o pochi, prăjitor de orez, what the f***. Sunt chiar curios cum... Foarte ce... dulce, știi. Ah, ok. Sunt curios ce gust au. Și aici ce avem? Cea... Nu pot să zic. Cea rom. Aia este surpriza seriei. Ok, și asta? Ăla e un... Premium sample. Ai orez în pungă, what the f***. Ce pui mei? E sigură că trebuia pusă cu punga aia? Ok, ies din bucătărie că nu găsesc locuri aici. Ce vrei să spui? Ok, și înainte de a începe a hali toate mâncărurile astea super gustoase coreene, aș vrea să vă prezint un concurs organizat de Hasbro. Acesta este Bumblebee, personajul meu preferat din Transformers, și am impresia că mă caracterizează foarte mult, adică mereu e personajul ăla super fun, distractiv, plin de viață și așa mai departe. Nu are cum să nu știți filmul Transformers sau cel puțin măcar desenele Transformers sau să fie auzit de Transformers, n-are cum. Și sunt sigur că știți și pe acesta, Bumblebee. Ei bine, dacă o să vă cumpărați o jucărie din aceasta Transformers, în perioada de 15 octombrie și 10 decembrie, o să vedeți că va fi un cod aici lipit de cutie. Și îl rupeți așa, hașurați aici cu un bănuț ceva și o să iasă un cod pe care o să-l scrieți pe eroitransformers.ro. Bineînțeles, vă scrie aici site-ul, vă scrie aici toate detaliile, ce să faceți cu codul respectiv. Și după ce dați eticheta asta jos, pe spatele acesteia va scrie premii mari 10 console PS4 Plus joc Transformers, premii instant 20 de boxe Transformers, 30 de seturi de îmbrăcăminte Transformers, 190 de jucării Transformers, 250 de puzzle-uri Transformers. Deci pentru fanii Transformers mi se pare că acest concurs este super, super tare. Și da, haideți să vedem cum funcționează acest Autobot. În cutie veți găsi chestiile acestea, sunt niște instrucțiuni din câte observ și... mă rog, manual de utilizare al jucăriei. Și acesta este Autobotul. Haideți să vedem ce poate face. Îl desfac ăsta la bucătărie, mă întorc imediat. Mamă, cât m-am chinuit să-l desfac, jur, este foarte bine împachetat. Am uitat să vă transmit o informație foarte importantă. În decembrie iese cel de-a 6-lea film Transformers, voi vă dați seama. După cum știți, în fiecare film, fiecare Autobot a primit puțin mai multă atenție decât ceilalți. Iar acum cel de-a 6-lea film Transformers se va axa exact pe Bumblebee. Ok, haideți să vedem cum funcționează, să văd dacă îl pot transforma la loc. Băi, în sfârșit am terminat de montat jucăria asta, a stat ceva timp, pot să recunosc asta, că am stat destul de mult timp cu instrucțiunile în față. Pot să zic că am stat cel puțin jumătate de oră ca să montez, deci da, asta este jucăria, așa se transformă Bumblebee, aici jos este el. Poate sunete vii să te auzi. Aici o chestie rotită. Da, am să fac un giveaway cu această jucărie, o să primiți una exact la fel ca a mea. Trebuie să lăsați un comentariu cu scene care v-a plăcut foarte mult din Transformers și v-a captivat atenția. Ok, haideți să trecem la dulciurile noastre, o să lăsăm această jucărie deoparte și să începem acest videoclip. Haideți că încep cu aceste chestii, strawberry gummy candy, geleuri cu căpșuni, haideți să vedem ce gust are. Bă, miroase bine rău, wow! Miroase genial! Mamă, cât de bune îl! Efectiv, au gust de căpșuni, într-adevăr. Și foarte, foarte moi.
și cam așa arată. Recomand. Mamă, recomandă, super, super bune. Mamă, cât de bun e. Am mai rămas două. Ok, haideți că mă pun mai jos, că văd că ies din cadru. Așa. Dar de tot am început cu jeleuri, haideți să continuăm cu jeleuri. N-am nici cea mai mică idee ce scrie pe el. N-are niciun pic de engleză. Am uitat pe spate, scrie King Jelly, nu mai știu ce. Mă rog, haideți să vedem ce gust au. Wow, cât de frumos miroase. Dar miroase foarte, foarte bine. Miroase a ceva suc. Au un gust similar cu astea, cu jeleurile noastre. Tot în forma asta, dacă știți despre ce vorbesc. E foarte bună. Nu este nimic foarte diferit la aceste jeleuri, dar super bune și miros foarte, foarte bine. Trecem la KitKat-ul ăsta super mic și drăguț. De ce scrie în chineză pe el? Da, scrie și în chineză, și în coreană, și în japoneză. What the fuck? Băi, după ambalaj am impresia că e ceva cu alune. Ciocolată cu alune. Mamă, KitKat verde! Oh my god! N-am văzut în viața mea KitKat verde. Cam așa arată pe dinăuntru. Da. După reacția mea, cred că v-ați dat seama că nu-mi place. Nu știu ce gust are, nu pot să-l descriu, dar... nu-mi place. Deci că e ceva napolitană din aia goală cu puțină, foarte, foarte puțină cremă. Dar e nașpa, nu-mi place. Mă așteptam să fie bun după ambalaj, dar mă rog. Presupun că și ăsta este ceva dulce. Iară cu căpșuni, strawberry. Sunt bucăți de caramel. Gata, știu ce e asta. Haideți să vedem cât de bun este. Am așa ceva. Și efectiv o bucată de caramel nou. Are același gust ca caramelul de la noi cu căpșuni, efectiv. Același gust, chiar nicio diferență. Ok, după cum vedeți, mai am un KitKat aici. Nu este la fel ca și acesta. Nu, este total diferit. Acesta are o culoare mai închisă. Și KitKat-ul dinainte nu avea picățele negre. Același gust, dar mai rău. Are un gust amar. Ce pui mei e asta? Iac. Ce pui mei? Are un gust amar. Plus puțin dulce și plus puțin din gustul din KitKat-ul celălalt. O combinație super nașpa, nu-mi place. Cine ar mânca așa ceva? Ok, avem Choco Hazelnut. După cum văd din cutie, cred că sunt sticks-uri sau ceva de genul băgate în ciocolată. Sticks-uri cu ciocolată, exact cum am imaginat. Haideți să iau prima gură. Nu-l pot compara cu nimica din România, dar este foarte, foarte bun. Este extrem de bun, îmi place foarte mult chestia asta. Are un fel de ciocolată amăruie, cred, adică o duce puțin spre cafea, dar e foarte bun. O să păstrez celelalte pentru fete. Bun, trecem la aceste pochiuri. Yay! Am mai mâncat pochii și în videoclipul anterior cu testez dulciuri din China și sunt sigur de gustul ăsta, sunt sigur că va fi foarte, foarte bun și din nou super frumos împachetat. Mamă, cât de mult îmi plac pachetele astea așa. Super frumos împachetat. Uitați, așa arată. Normal. Prea bun. Au apărut peste tot prin marketuri cutiuțe din acelea mici cu Nutella și cu sticks-uri lângă. E exact la fel, numai că un gust de 20 de ori mai bun. Place foarte mult. Lăsăm deoparte, ca după aia să mai putem mânca și mâncare gătită coreană. Ok, alte jeleuri. Cred că sunt cu ceva struguri. Din câte văd pe ambalaj, că nu scrie în engleză. Haideți să vedem. Miroase foarte, foarte bine. Este în formă de un strugure. Și miroase foarte tare a struguri. Mamă, ce bine miroase. Wow, ce bun e și asta. Mamă, ce mult îmi place și asta. Efectiv zici că mănânci struguri numai în formă de jeleu și gelatină. Este foarte bun. Sunt un om căruia îi plac foarte mult strugurii și probabil de aceea îmi place foarte mult. Mamă, îmi place mult. Trebuie să le păstrăm. Jeleurile din Corea pot să zic că sunt super bune. Ultimele două chestii, mai avem două pungi de snacks. Miroase bine, miroase exact ca...
Ca acele chipsuri Viva de pe vremuri, nu știu dacă mai sunt, pentru că n-am mai văzut prin magazine, cu sare. Nu, nu pot compara cu nimica din România, dar la miros v-am spus, miroase exact ca Viva cu sare. E ok. Nu sunt înnebunit după chestia asta, dar... Și trecem la asta. Mamă, deci pachetelele astea super faine, jur. Toate se deschid greu. Îți place? Mhm. Urez? Da. Ceva urez cu alune. E bun? Mhm. E bun. Mie nu-mi place așa mult. Adică e ok. Dacă era mai puțin mai dulce, era ok. Abia aștept să încerc mâncarea ta, Bianca. Da. Da. Ok. Care cum mănânc? Ia zi. Prima dată mănâncă orezul. Așa? Nu cred că îți trebuie o lingură, totuși. Nu, e ok. Pot și așa. Mamă, dar să... Dar nu vreau să stric plating-ul ăsta pe de fost. Mamă, cât de iute e să-mi bag. E foarte iute. Cu ce l-ai făcut? L-ai făcut cu cine? Cine ți-l era, așa? Cu ochi e ok. Dar ca fiind, nu. Bă, sincer, e chiar bunicel, nu e. Da, bunicel. 8.54. Mulțumesc. Ăștia acest. Tăiței. E uite și ăsta? Mănânci cu kimchi. Na, bă. Cum? Chiar are așa un gust de mult, nu știu. Sunt foarte bune. Nu știu, poate n-are nimica special în el, efectiv, tăiței în sos. 6, frate. Am trecut. Nici nu știu ce gust are în pui, băi. Da, nu prea ai cu ce să asemeni, nu știu cu ce ai mâncat. De ce e așa lipicios? Asta l-ai preparat tu sau așa era din pungă? Păi, e o poveste lungă. Le-am fiert și am pus sos peste. Ah. E un fel... Sunt foarte... lipicioase. Pentru că... Și mă... Nu erau așa lipicioase. Dar ai stat 7 ore și s-au răcit. Nu-mi plac astea. Nu despre spiratele mele. Ai picat examenul la asta. Cum se numea? Nu-ți mai zic, lasă-mi pace. E o pochi? Nu. Nu? Nu. Bă, sincer. În toate astea, doar orezul mi-a plăcut. Adică nu-i vina ta la astea două. Astea au fost ingredientele din punga aia. Hai, scoate-te. Jeleurile astea sunt cele mai bune, jur, și jeleurile alea destul. Ok, și atât a fost cu acel videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă și prietenii voștri. Mă dor măsările, că e foarte dulce. Nu uitați să dați un subscribe acestui canal și să activați clopoțelul de lângă butonul de subscribe. Vizionăm în continuare, ne vedem pe data viitoare în versiunea de vizionare. Nu uitați de follow pe Instagram, arunc ceanu.zeng, m-am obișnuit cu ceanu.zeng. Ceanu X, pa! Nu, acum stai că te bat.